nepoții mei, le citesc să înțeleagă. Du-te cu ei în spate acolo. E mojeril azi, se bucură și ei. Se ridică ăsta în picioare, o namilă de om la vreun 1,90 m. Băi frate, a venit iarna, cel puțin calendaristic, așa că urmează câteva povești din anotimpul cel mai iubit de către copii. Bine, acum nu știu cât de iubit mai e, când afară de Moș Nicolae și Moș Crăciun nu e diferență mare față de toamnă. Doar puțin mai frig și Black Friday în fiecare zi, au uște reduceri peste reduceri, de a impresia că ți le dă moca. Nu că le-au scumpit în urmă cu câteva săptămâni și acum le aduc la prețul de dinainte. Dar ăsta e marketingul, frate. Omul e mai dispus să cumpere ceva redus, că simte că face o afacere bună. Să zicem că vrei să-ți cumpere o pereche nouă de căști. Te duci în magazin, vezi prețul, 300 de lei. E prea scump. Aștept reducerile, îți zici. Te întorci peste un timp, căștile sunt la reducere. 25% off, reduse de la 400 de lei la 300. Nu mai stai pe gânduri și le iei repede, să nu le ia altul și să nu mai apuci. E același preț de dinainte, dar acum ai reducere, e altceva. Da, frate, viața era altfel înainte și iernile mult mai frumoase. Era sentimentul ăla de sărbătoare, de perioadă specială. Era ceva intangibil, dar simțeai în aer. Poate era și mirosul de la fumul de cărbuni, că erai plin de funingine și în cur, dar era magic, frate, cel puțin pentru noi copiii. În perioada asta era deja zăpadă mare, troiene de 2 metri, ne jucam toată ziua afară în zăpadă. Pe lângă asta, pentru noi era și bucuria că primim de aleguri. Tata în perioada aia, când aveam eu vreo 6 ani, lucra la o fabrică, aia de unde am furat cuplu și nos când am crescut mai mare. De sărbători îi dădea lui tata 2 pungi, una pentru fiecare copil. În fiecare pungă erau 2 portocale, 2 banane verzi, le puneai pe șifonier să se coacă, și câteva ciocolățele. Portocale și banane nu vedeam decât atunci. Alea erau. Era ceva special, mâncam din ele 2 săptămâni. Ciocolățelele alea cred că erau expirate de ani buni. Erau rânce, deși amare, dar pentru noi erau bune, nu ne permiteam să fim pretențioși. Pe lângă asta, primeam și câteva cadouri, că venea Moș Gerilă. În perioada aia așa îi zicea lui Moș Crăciun, Moș Gerilă. Bine, majoritatea oamenilor tot Moș Crăciun îi ziceau. Moș Gerilă îl înlocuia pe Moș Nicolae de fapt. Și de obicei primeam ceva de îmbrăcat, un kilot, o șosetă, o căciulă de iarnă, mănuși, chestii de-astea. Dar în anul ăla a fost puțin diferit. Am fost cu tata prin magazinul Titan să ne cumpere o jucărie. Am ajuns acolo, ne-am uitat puțin și am ochit cu Senciuc o navă mare de război. Avea și tun și mitraliere în lateral, pe aia o vroiam. Ia uite-o, Senciuc, navă de război. Ce marfă e, Gigi, hai să zicem lui tata. Că tot veni vorba de nave de război, trebuie să menționez că povestea de azi e sponsorizată de World of Warships. Ce e World of Warships? E un joc gratuit cu nave celebre din istorie. Jocul e un tactical shooter în care te bați cu alți player. Dacă era și pe timpul meu, frate, noi visam la o amărâtă de navă din plastic. Dacă ai mai mulți prieteni, poți să faci echipă cu ei și nave sunt o grămadă, peste 400. La fel ca și navele, hărțile sunt inspirate din locuri istorice de război. Te vei simți ca un adevărat comandant de luptă. Jocul este disponibil pe PC și consolă. Așa că ce mai stai? Intră pe linkul din descriere, fă-ți repede un cont, îți ia doar 2 minute și primești gratuit, la alegere, unul dintre cele 2 starter pack-uri, în valoare de 25 de euro. 25 de euro, frate, ce mai vrei? Pachetele conțin 500 de dubloni, 14 zile de premium account, 2 milioane de credite, îți mai cumperi o navă, 2, îți upgradezi armamentul, chestii de-astea. În plus, dacă folosești codul ETANUYPSILON, primești camuflaj Winter Strands, iar dacă folosești codul SIGMA OCTANTIS, primești camuflaj Frosty Fear 3. Atenție! Oferta este valabilă doar pentru cei care își fac cont nou, folosind linkul din descriere. Dacă nu ai PC și vrei să te joci de pe consolă, folosește al doilea link din descriere, Warship Legends. Îi zicem noi de navă, dar tata se uita la altceva, la trenulețe. Voi am un trenuleț? Noi am văzut o navă de război. Pe care îl vreți? E raionul ăla acolo. Mie ăsta îmi place. Gata, îl luăm. Da, frate, tata era deja hotărât. Ia trenulețul de acolo, mergem la casă, unde se plătea, și nu mai știu ce preț i-a zis ăla lui tata, dar i-a scăpat ăla din mână când a auzit. Așa scump? Mai ieftin nu e? I l-a arătat pe cel mai ieftin, dar și ăla era prea scump. Noi nu prea eram interesați, noi vroia nava aia, dar tata era supărat fleașcă. E prea scump, tată, luăm la anul, hai să vă iau altceva. Lasă, tată, am văzut noi o navă, uite, mașinuța asta, vă place? Noi vrem nava aia, gata, o luăm, să luăm și niște baterii. Și pe aia a luat-o, frate, s-a dus dreacu nava noastră. Trenulețul a luat anul următor, nava niciodată. Mașinuța aia era cu telecomandă, erau rare și astea pe atunci. I-am pus baterii,
și am mers vreo 2 minute. I-am luat altele mai bune, ceva mai bine, vreo 5 minute. După 2 zile, i-a sărit un arc pe acolo și n-a mai mers. Mai împingeam cu mâna câteodată. În fine, a doua zi, mergem cu mama la bunicii din cartier. Îl așteptam acolo pe mojerilă, le-a zis că e mai aproape de drumul lui. La un moment dat, am început să ne jucăm fațe ascunse alea pe acolo. Se pune Senciuc, începe să numere și eu intru într-o cameră mai veche, era folosită pe post de magazie. Iau să mă ascund pe acolo și găsesc un dulap. Îl deschid și văd înăuntru o haină roșie, una albastră, niște betelă, globulețe și ceva ce semăna barba albă. Senciuc, vino puțin, bă! Ce e, Gigi, ai pățit ceva? Nu, ia uite ce e aici. Ce sunt astea, Gigi? Cred că nu există moșgerile. Se îmbracă tataia în astea. N-are cum, Gigi, de ce să ne mintă? Și cu astea ce e aici? Uite, haina, căciula, barba. Plecăm noi supărați de acolo și ne ducem să o întrebăm pe mama. Moșgerile e adevărat? E adevărat, vine noaptea asta. Nu se îmbracă tataia ca el? Nu, de ce credeți asta? Am găsit niște haine și o barbă în magazie. Mergem acolo cu ea, îi le arătăm. A, nu, sunt haine vechi de-a lui tataie. Și asta nu e barbă, e fată de pus în brad. După treaba asta, nu mai știam ce să cred. Eram 50-50. Vorbesc cu Senciuc să stăm treci până vine, să vedem dacă e tataia sau nu. Un an în urmă, ne trezise mama când a venit. Dar fiind din somn, n-am văzut mare lucru. Acum eram hotărât să aflăm adevărul. Se face vreo 10 seara și ne băgăm la somn. Dormeam toți în aceeași cameră iarna. Era un pat unde dormeau bunicii și o canapea pe care o trăgeam. Acolo dormeam noi cu mama. Ne facem noi că adormim, la vreo jumătate de oră se aude ușa. Deschidem noi ochii și vedem pe moșgerilă. Senciuc, hai să-l tragem de barbă. Nu, Gigi, el e, tataia doarme. Și așa era, frate, tataia era în pat, dormea. Scoate moșul dintr-un sac două perechi de Adidas, dă-i cu arici și îi pune jos. Se uită la noi, vede că suntem treji. Ce faceți, dragii moșului? Bine, ești adevărat? Da, eu sunt moșgerilă. De ce nu ne-ai adus nava de război? Moșul a adus ce vă trebuie. Caută în sac, moșule, poate e acolo. Nu e, copii, hai la somn. Moșul are multă treabă. Deschide ușa și pleacă. Acum Senciuc era convins. Eu încă mai aveam unele dubii. Dacă noi ne doream nava aia de război, de ce ne-ai adus adidașii? Dar tataia era acolo în pat, dormea. A doua zi, probăm adidașii. Erau buni. Ne spune mama că moșul ne-a adus ce ne trebuie, că altfel ne udam la picioare și răceam. Bine, ăștia nu erau chiar adidași, era un fel de bocaj mai sport, din piele. Ne spune că ne aduce nava aia la an. De ce nu ne-o aduce Moș Crăciun? Da, mamă, s-o aducă el. Moș Crăciun va aduce geci. Cu ce vă îmbrăcați? Restul zilei am stat în casă, la căldură. Ne-am uitat la televizor, la desene. Am aflat după câțiva ani și cine era moșul. Fratele mamei, Marian. Pe la 4 după amiaza apare și Marian. Avea vreo 20 de ani pe timpul ăla. Ăsta era mare fan chichician. Îi știa toate mișcările. Avea până și un unceag cu care făcea scheme. Un briceag, chiar și o sabie. Și deși era destul de scund, undeva pe la 1,65, toată lumea îl știa de Marian Scandal, îi bătea ăsta pe toți. Era ceva în genul lui Caponaru, doar că mult mai bazat și neînfricat. Dacă Caponaru n-avea curaj să se dea la jmecherii aia mari, care erau de neatins, Marian Scandal nu ținea cont. I-ar da două nunceaguri în gură și le salați. Când veneau ăștia cu trupa după el, scotea sabia și aștepta în curte. Bine, avea și el prieteni cunoscuți, nu era chiar un oarecare. Pe lângă toate astea, la fel ca mulți din perioada aia, avea și o mobră și ne ducea mereu cu el la filme, mai ales pe mine, că era mai mare. De-aia venise și atunci, să mergem cu el la un film. Gigi, Senciuc, veniți cu mine la film? Da, venim! Stai să-ți dau bani, Mariane! Lasă că-i cistesc eu, de moșgerilă. Plecăm la film, am luat-o cu metrou, că era zăpadă mare pe jos, n-am putut să mergem cu mobra. Nu mai rețin decât că era un film cu karate și cum noi nu știam să citim, ne cita el și nouă. Eram undeva în primele rânduri, să vedem mai bine. Și după 10-15 minute, au început câțiva să ne șușuie, îi deranja când ne citea Marian. Ăsta vorbea și mai tare, să le facă la ăștia în ciudă. Lasă, Mariane, ne uităm așa. Doi mă, dracu, poate și bat. La un moment dat, se întoarce unul din față, se vedea că e nervos. N-auzi, mă, să taci, am venit să te aud pe tine. Sunt nepoții mei, le citesc să înțeleagă. Du-te cu ei în spate acolo. E moșgerii la azi, se bucură și ei. Se ridică ăsta în picioare, o namilă de om la vreo 1,90 m. Du-te de aici că mă enervezi. Hai, Mariane, în spate. Stai că o rezolv eu acum. Ești bățos, uriașule? Știi karate? Și se ridică Scandal. Direct un picior în barbă s-a clătinat ăla. A sărit cu cotul în figura lui, i-a mai dat 3-4 pumni și l-a lăsat. În jur liniște totală. S-au mutat toți mai în spate. Gata, am rezolvat. Ați văzut cât era? 2,20 m, cât un dulap. Dar l-am liniștit bine. Bă, exagera el mereu cu înălțimea. Dar presupun că așa îi se părea lui. Pentru noi, ăla avea 3 metri atunci. După film,
Am intrat într-un magazin. Ne-a luat un fel de bomboane, alune învelite în ciocolată albă, nu mai știu cum se numeau. Și când să plecăm, vedem acolo tot felul de jucării. Vă plac alea, mă? Da, asta cu macara. Vă iau? Spuneți. Nu, lasă că e scumpă. Lasă că mă înțeleg eu cu măta. Și ne cumpăra aia? Era o macara cu un braz mobil. Ridicai cu el obiecte, apă, pământ. Cu ce ne jucăm noi pe acolo? Ajungem acasă, ne punem pe jucat și ce zice Marian? Să-mi dai banii pe ea. N-ai zis că le-ai luat-o tu? De unde să-ți dau? Îmi dai măcar jumate, a fost scumpă. Se înțeleg ei acolo până la urmă, ne oprim și noi din jucat și ne așezăm pe canapea acolo. Adidașii de la mojerile erau sumasă, când la un moment dat s-a retat aia. S-a mișcat ăla, Adidasu! Ai băut ceva, mă? Cum să se miște? Se mișcă iar? Aoleo, Doamne ferește, să se ducă pe pustiu! Ce-i, mamă? Se mișcă Adidasu singur! Aruncă-l, aruncă-l, tată! Nu pun eu mâna pe el! Noi vorbeam cu Marian acolo, n-aveam treabă. Ia uitați-vă și voi, am înnebunit noi? Ne uităm noi câteva minute, dar nu se mișca nimic. Începem noi iar să vorbim de film, când țipă mama. Tată, aruncă-l, s-a mișcat iar! Deschide soba, îl bag pe foc! Da, când să-l ia să-l arunce, strigă Marian. Bre, stai așa puțin! Se uita atent pe covor. Mă ridic să mă uit și eu, se mișcă Adidasul. Mă așez, se mișcă iar. Pe urmă nimic. Ia mai ridică-te, Gigi. Mă ridic, se mișcă iar. Aruncă-l în foc, e necuratul. E de la mojerilă, mamaie. Stai, mama, am văzut ceva. Ăsta se uita ca un nebun pe covor. Se așează în genunchi. Ce face Gigi? Se roagă? Nu știu nici eu. Merge puțin în patru labe pe acolo, iese pe ușă, în holul de la intrare și se întoarce cu un fir de lână. Trage de el, ajunge la Adidas, era prins în ariciu de la el. Apoi continuă și ajunge la ciorapul meu. Da, frate, era un fir din ciorapul meu de lână. Se prinsese prin covor și în ariciu de la Adidas. Era și de culoarea covorului, nu se vedea. Când mișcam eu piciorul, se mișca și Adidasul. Noroc cu Marian, scandal, că ajungeau pe foc. După faza asta, am râs toți. Pe urmă a povestit Marian cum l-a bătut pe ăla la film. Bine, în versiunea lui acum erau trei, toți de peste 2 metri. Dar așa făcea el mereu când povestea ceva. În privința asta semăna cu domnul Mielu, dar măcar el nu inventa toată povestea. Domnul Mielu, nu știu sigur. Ăla a fost printre ultimii ani când a mai venit mojerilă. Pe urmă s-a transformat în Moș Nicolae. Ne-am ales și cu o grămadă în anul ăla. Obișnuitele portocale și banane de la tata de la servici, o mașinuță cu telecomandă, câte o pereche de Adidas, de aia cu arici, un film văzut și o macara de jucărie, păcat că n-am primit și navaia de război. Nu uitați să intrați pe linkul din descriere, să vă faceți un cont nou și să profitați de oferta celor de la World of Warships. Primiți o grămadă de chestii gratuite. Ți-a plăcut povestea? Apasă și tu butonul ăla de like, frate, și de subscribe. Gata? Ai apăsat? Ce putem învăța din această poveste? Păi, nu judeca omul după aparențe. Și înainte să arunci ceva ce crezi că-i posedat în foc, asigură-te că n-ai un fir tras din ciorap. Până data viitoare, ne întâlnim când ne vedem. Hai pa!